Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a organizat joi, 30 aprilie, o grevă generală timp de o zi. La instituțiile administrative din Mușcel și județul Argeș, totuși, pe cât posibil, funcționarii publici au fost la datorie. Revendicările greviștilor sunt legate de nerespectarea legii de salarizare, de repartizarea după preferințe a tichetelor de masă și lipsa voucherelor pentru petrecerea concediilor. La primăria Câmpulung, cu mici excepții, salariații au fost la datorie. Încă o dată vrem să cerem scuze populației din județul Argeș și din zona Mușcelui pentru disconfortul creat de greva din administrația publică locală. Noi facem acest demers pentru că ne-a cam ajuns cuțitul la os și ne-am săturat de situația asta de neosclavagism practicată de statul român, în care avem salarii de 700, 800 sau 900 de lei. În concluzie, vrem principalele noastre revendicări sunt respectarea legislației în vigoare. Nu vrem altă legislație, cum am tot auzit pe mai știu eu unde, nu vrem nimic altceva decât să se respecte legislația în vigoare care nu se respectă. Și mă refer aici la legea salarizării 284, care se respectă numai o fracțiune din ea, și aceea numai aceea care ne este favorabilă, nu și părțile favorabile, la legea tichetelor de masă, care și aceea se respectă pentru unii și pentru unii nu se respectă, discriminarea pe care o practică guvernul României fiind proverbială deja, și de la legea voucherelor de vacanță. Noi nu vrem altceva, să nu vrem să se dea alte legi, nu vrem să se inventeze mai știu eu ce legi peste noapte, vrem să se respecte cele care sunt în vigoare la ora actuală în România. Bineînțeles că ar fi de preferat să avem o nouă lege de salarizare care să facă dreptate în sistemul bugetar. În sensul să nu mai avem aceleași categorie de salariați cu aceleași încadrări, cu venituri diferite, cu salarii diferite, în aceeași instituție, chiar sau în același birou. Situație creată tot prin amabilitatea, între ghilimele, a Guvernului României. Trebuie să ne înțelegeți că atâta timp cât salariile în sistemul administrației publice vor fi mici, nici în sistemul privat nu se va întâmpla nimic. Totul este legat. Este o legătură foarte strânsă între sistemul de salarizare public și sistemul de salarizare privat. Să nu-și închipuie nimeni că nu au nicio legătură. Au o legătură și legătura este foarte strânsă. Greva, chiar dacă nu a fost respectată 100% de către angajații administrațiilor publice, este un serios avertisment adresat guvernanților. Dacă revendicările cerute nu vor fi soluționate, pe data de 27 mai, la București se va organiza un meeting unde se preconizează că vor participa peste 3.000 de persoane.